Zilele acestea am fost inspirată și am creat un desert pentru cei mici, și anume cozonac sub forma de căsuță în pudră. Evident că am gătit și un cozonac pentru adulți, chiar doi. Căsuțele mele și foarte haioase, acoperite cu o crustă delicioasă, iar interiorul pufos și parfumat. Cozonacul și el mândru din cale afară. Am început cu fructe. Le-am pus în apă cu bicarbonat 30 de minute, am folosit vreo 20 de portocale și 7 lămâi, îmi place mult coajă de portocală în aluat. Am pus lapte pe foc și m-am apucat de aluat. Am cernut făina, am adăugat drojdie, zahăr, lapte și am pus la dospit totul sub brad 20 de minute. Am separat albușuri de gălbenușuri, am adăugat 4 linguri de zahăr, am obținut o spumă cremoasă, drojdie a lucrat și a suficient, am pus esențe de vanilie, zahăr vanilinat, unt, stafide, coajă de portocală, gălbenuș cremos, lapte 250 de ml. Am omogenizat totul și am pus la dospit de această dată 2 ore tot sub brad. Zdrobesc alune de pădure, bat albușul cu zahăr 4 linguri până obțin spumă cremoasă. Aluatul arată foarte bine, ung mâinile cu ulei, frământ aluatul nițel, pregătesc compoziția. În vișină și gem de prune adaug alune, albuș cremos. Întind aluatul peste care vin cu compoziția și pun destul de multă, apoi rulez și tai pe din două pentru a împleti cozonacul. Îl un cu gălbenuș, iar cel de-al doilea cozonac are în plus ceva, și anume lapte condensat. Îl rulez, îl un cu galbenuș și îl trimit în cuptor. La 180 de grade, 45-50 de minute. Depinde de cuptor și la coacere ușoară. Întind aluatul pentru căsuțe în pudră, Decupez hârtia, pregătesc formele, încep să construiesc căsuțe din aluat, adaug compoziție între straturi. Împletesc aluatul până aproape de vârf, ung din nou cu compoziție și adaug lapte condensat pe deasupra. Un căsuțele cu gălbenuș, apoi le trimit în cuptor la 180 de grade, coacere ușoară, 30 de minute. Când sunt călduțe, le acopăr cu pudră. Cozonacul este și el Plin de compoziție, pufos și parfumat. Așa arată cozonacul meu pentru pui, căsuța în pudră. Delicios, crocant, moale și parfumat.